Una din cele mai importante nopți din istoria fotbalului este cea din data de 12.07.1998, o noapte în care Franța a câștigat Cupa Mondială chiar în fața propriilor fani, la Paris, umilind Brazilia cu scorul de neprezentare 3-0. O finală despre care s-a scris enorm, atât pentru că se întâlneau două din cele mai puternice echipe naționale din istoria sportului rece, dar și pentru duelul fantastic dintre Ronaldo Nazario și Zinedine Zidane, care în vremurile noastre ar fi echivalentul unui duel între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în finala Cupei Mondiale. Cu toții știm că Zizou a ieșit învingător în acea seară, însă există o teorie, o conspirație halucinantă, care și acum îi mai ține treji pe brazilieni, gândindu-se la ce s-a întâmplat în acea noapte, și anume faptul că fix în acea zi, cu câteva ore înaintea startului meciului, cel mai bun fotbalist al lor, minunea Ronaldo Nazario, era aproape de moarte, fanii spunând că acesta a fost otrăvit, dar cumva, în mod miraculos, acesta a intrat pe teren. Însă știm cu toții că nu a mai fost același fenomen, fiind eclipsat total de geniul lui Zidane. Iar în videoclipul de astăzi vom intra puțin mai mult în detalii despre această conspirație. În anul 1997, Ronaldo Nazario câștiga Balonul de Aur, premiu acordat celui mai bun fotbalist din lume. Iar doar la un an distanță, cu câteva săptămâni înaintea începerii campionatului mondial, acest premiu era câștigat de marele său rival, francezul Zinedine Zidane. Cei doi fiind de departe cei mai buni fotbaliști de pe planetă. Doi fotbaliști între care exista o mare rivalitate, ambii jucând în Italia. Unul pentru Inter Milano, celălalt pentru Juventus Torino. Ba chiar între ei exista o mare rivalitate și din punct de vedere al brandurilor. Ronaldo fiind sponsorizat de Nike, în timp ce Zidane era sponsorizat de Adidas. Așa că era clar înaintea finalei că toți fanii își vor pune speranțele pe umerii celor doi mari fotbaliști. În acea noapte, Zidane a ieșit învingător, fiind omul meciului, marcând două goluri și un asist, Franța impunându-se cu un 3-0 categoric, în timp ce Ronaldo cu siguranță nu a fost în apele sale. Deși finala s-a jucat seara, mulți consideră că cele mai importante decizii s-au luat după amiaza, când la ora 2:03, Roberto Carlos striga disperat după ajutor, colegul său Nazario fiind aproape de moarte, spunând acesta. Dintr-o dată, corpul fenomenului s-a prăbușit și a făcut spume la gură. Roberto Carlos a început să strige disperat după ajutor. Vecinul Edmundo a venit și l-a văzut distrus pe Ronaldo, care era leșinat la podea. Fundașul Cesar Sampaio s-a asigurat că Ronaldo nu și-a înghițit limba. Corpul lui Ronaldo brusc s-a relaxat. A adormit, exact ca un copil, spune Edmundo cu ochii în lacrimi. Echipa Braziliei s-a deplasat la stadion, debusolată în acea seară. Nu a existat muzică samba în autobuz pentru prima dată în ultimele decenii. Între timp, Ronaldo a fost dus la spital. Deși investigațiile au fost neconcludente, acesta a fost sfătuit să nu înceapă meciul din marea finală. Însă Ronaldo nu a ascultat. A semnat o declarație pentru a fi eliberat pe proprie răspundere. Acesta a ieșit direct din spital, de unde a plecat direct către stadion, unde pe foaia de joc deja era dat indisponibil. Însă brazilienii au modificat rapid foile, iar Ronaldo a fost apt de joc. Ronaldo era alb ca o bucată de hârtie, purta pantaloni scurți, pantofi de tenis fără șosete și o mică geantă sub braț. El a spus, voi juca, a reamintit ofițerul de presă al Braziliei. Bineînțeles că l-am lăsat să joace pe Ronaldo, a declarat antrenorul său Mario Zagallo în fața comisiei de anchetă din anul 2001. Dacă l-aș fi lăsat afară și am fi pierdut cu 3-0, oamenii ar fi spus: Zagallo este încăpățânat, este cel mai bun fotbalist din lume, ar fi trebuit să mă mut la Polul Nord. Ronaldo cu siguranță nu era pregătit de joc în acea seară. Acesta s-a strecurat pe gazon, părea apatic și în cel mai bun caz prezent fizic, fără nicio comparație cu meciul formidabil din semifinale împotriva Olandei. Brazilia cu un Ronaldo apatic și Franța cu un Zidane la capacitatea sa maximă au făcut ca cel mai important trofeu din sportul rece să rămână la Paris. Însă au tot circulat teorii despre tot ce s-a întâmplat cu Nazario în acea noapte. Una dintre acestea fiind că Ronaldo se luptase cu probleme la genunchi pe tot parcursul turneului. La scurt timp după masa de prânz din ultima zi, se spune că lui Ronaldo i s-a administrat o injecție cu
analgezic care i-a provocat o reacție alergică. Aceasta ar putea fi una din numeroasele cauze. Există o teorie cum că Ronaldo pur și simplu nu se simțea bine din diverse motive. Însă Nike, care semnase un super contract cu Nazario, l-a obligat pe acesta să intre pe teren, pentru că aceștia trebuiau să-și facă publicitate cu orice preț. Rivalii francezi însă au cu totul și cu totul o altă teorie. Aceștia îl învinovățesc pe atacantul brazilian, despre care au scris că pentru a scăpa de emoții și durere, acesta ar fi consumat substanțe interzise sau că a folosit o pastilă albastră pe care a folosit-o cu scopul de a satisface o tânără domnișoară chiar în ziua meciului, iar aceasta i-ar fi creat probleme pe urmă. O altă teorie ar fi că totul ar fi o manevră făcută de cei de la FIFA, care au plătit bani grei ca în acea finală Franța să devină campioană mondială, la ei acasă, iar în compensație Brazilia să primească victoria la Cupa Mondială din anul 2002, lucru care s-a și întâmplat, Nazario fiind cel mai bun fotbalist de la acel turneu final, ducând-o pe Brazilia până la câștigarea unui nou trofeu al Cupei Mondiale. O altă teorie este că Ronaldo s-ar fi speriat pur și simplu de anvergura meciului și de asta a avut probleme înainte de finală, iar evoluțiile sale au fost slabe fără niciun motiv în spate. Dar sunt curios ce credeți voi despre ce s-a întâmplat în acea zi. Este totul o mare conspirație sau pur și simplu Nazario nu a avut o seară bună? Scrieți-mi totul în comentarii și dacă toți sunteți acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare, pentru că asta mă ajută enorm.